Persoanele fizice care fumează în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii, cu excepția spațiilor în care sunt cazate persoanele private de libertate, riscă amenzi de la 100 până la 500 de lei. Prevede un amendament la un proiect ce vizează prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun, adoptat luni la Senat. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea legii numărul 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și a legii numărul 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost inițiată de deputații PSD. Aceleași amenzi sunt prevăzute și în cazul elevilor care fumează în școală sau în cazul produselor din tutun care se comercializează prin intermediul serviciilor de curierat și care trebuie să aibă tipărit pe colet în mod cât mai lizibil mesajul atenție. Acest pachet conține produse din tutun și sau produse care conțin nicotină. Se interzice pentru elevi din toate unitățile de învățământ fumatul, precum și utilizarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului. Prevede un amendament admis la Comisia de Specialitate. În cazul persoanelor juridice, amenda este de 10.000 de lei și cu sancțiunea complementară de suspendare a activității pe o perioadă de 30 de zile, dacă nu se respectă o serie de prevederi din lege, modificări la proiectul de act normativ adoptate de Comisia Juridică. Se interzice comercializarea prin automate a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului. Se interzice vânzarea tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului persoanelor care nu au plinit vârsta de 18 ani. Se interzice vânzarea prin dispozitive de tipul Easy Box Locker a tuturor categoriilor de produse care conțin tutun, a țigaretelor electronice, a flacoanelor de reumplere pentru țigaretele electronice și a dispozitivelor electronice pentru încălzirea tutunului. Se arată în propunerea legislativă. Pentru o nouă contravenție, persoanele juridice vor fi amendate cu 20.000 de lei și cu sancțiunea complementară de închiderea unității. Potrivit inițiatorului, propunerea a apărut ca urmare a nevoii de reduce expunerea minorilor la produsele ce le pot afecta sănătatea, cum ar fi tutunul, relatează Digi24.ro.